Orașul Cernăuți a înscris pe parcursul decenilor pagini de neuitat în istoria lui. Mari personalități ale neamului românesc și-au adus contribuția la crearea unei imagini frumoase a bătrânei urbe cernăuțene. Printre aceștia se numără și compozitorul Ciprian Porumbescu, viața căruia este strâns legată și de orașul Cernăuți. Sub înaltul patronaj al Consulatului General al României la Cernăuți și în prezența mediului asociativ românesc din nordul Bucovinei, zilele acestea a avut loc un eveniment cultural deosebit. La Consulatul General al României la Cernăuți, într-o atmosferă cu totul specială, a avut loc întâlnirea de suflet a reprezentanțelor mediului asociativ românesc din nordul Bucovinei cu doamna Stanca Șolt-Cionca, descendenta familiei Porumbescu, care a venit la Cernăuți pentru a lansa volumul Ciprian Porumbescu, Jurnal 1879, Cernăuți, Stupca. Evenimentul cultural a fost moderat de Consulul General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, și s-a desfășurat sub semnul personalității marelui compozitor Ciprian Porumbescu în contextul instituirii de către Parlamentul României a anului 2023 ca Anul Cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu. Doamna Stanca Cionca le-a povestit românilor din Cernăuți lucruri inedite despre unchiul său Ciprian Porumbescu, aducându-și contribuția deosebită la reconstituirea creației compozitorului prin editarea acestui volum, Ciprian Porumbescu, Jurnal 1879, Cernăuți, Stupca. Cernăuți, după un secol de bulversări, a trecut din mână în mână, de la turci la austrieci, de la austrieci la români, de la români la sovietici, de la sovietici la ucrainieni, și și-a schimbat valuri populația. Mi s-a părut important, tocmai în momentul ăsta, care este dificil pentru toată regiunea și pentru toată Ucraina, din care face parte acum, și pentru toată Europa, potențial, să reînvii prin textul ăsta o părticică mică din istoria Cernăuțului. Pentru că studentul Ciprian a fost foarte atent la orașul pe care l-a văzut dezvoltându-se și crescând sub ochii lui. El a stat în Cernăuți din 1873 până în 79, în octombrie, când a plecat la Viena. Deci a stat mai mulți ani, chiar anii în care s-au construit multe din monumentele reprezentative, din clădirile importante din orașul Cernăuți, pe care el le-a văzut crescând, a văzut mitropolia crescând și dezvoltându-se. Ceea ce reiese din scrierea lui, din jurnalul lui de zi cu zi, este un cu totul alt Ciprian, proaspăt, vioi pus pe ștrengării și zbenguieli și glume, plin de vervă, un animator al vieții cernăuțene, al vieții studențești și în afara vieții studențești, un animator, astăzi am zice influencer, al tinerilor din Bucovina, nu numai al românilor, al studenților germani, polonezi. Avea printre prietenii lui toate națiile bucovinene reprezentate. Și mi s-a părut important să îl prezentăm așa, din primă mână, din propriile lui însemnări. Despre geniul muzicii românești, Ciprian Porumbescu, a vorbit și doamna academician Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române. Doamna Stanca, sunt foarte bucuroasă să vă revăd, pentru că revăd în dumneavoastră și pe doamna Nina, și la drept vorbind mă gândeam cine o să continue munca doamnei Nina. Și mă bucur foarte mult că v-ați asumat această sarcină, mai ales că nu toată arhiva este scoasă la iveală. Este o arhivă foarte mare, foarte bogată și importantă. Pentru că, de exemplu, răsfoind și citind jurnalul lui Ciprian Porumbescu, noi vedem Cernăuțul de altă dată. Ceea ce este și îmbucurător și trist. Și trist, da. Și trist. Cercetătorul și arhivistul cernăuțean Dragoș Olaru deține date deosebite despre viața și activitatea lui Ciprian Porumbescu la Cernăuți. Vreau să spun că aveți perfect dreptate că despre Ciprian Porumbescu s-a vorbit așa în valuri.
mai ales aici la Cernăuț. Dacă vorbim de perioada Imperiului Austriac sau în perioada românească, într-adevăr, opera marelui compozitor a fost foarte mult răspândită în Cernăuț. Societățile care au fost aici constituite, în primul rând Armonia, aveau chiar drept scop să propage, să răspândească opera marelui compozitor. Însă, cu păreri de rău, odată cu venirea pe aceste meleaguri ale balaurului de la Răsărit, despre Ciprian Porumbescu nu se mai vorbea, cum și despre alți reprezentanți ai culturii noastre. Pentru prima dată, despre Ciprian Porumbescu la Cernăuț s-a vorbit în 1994, când la Arhiva de Stat de Cernăuți, fiind conștienți, lucrând acolo și fiind conștienți mai mulți membri ai arhivei, de valoarea acestui mare compozitor și mai ales că în fondurile arhivei se păstrează foarte multe documente semnate de mâna lui Ciprian, am hotărât să scoatem o gazetă de perete, cum se numea atunci, se numea Movoiu Documente, adică în limba documentelor. Noi o puneam la poarta arhivei, era un stand, un stand mare, unde prezentam această revistă, să spunem așa, era probabil chiar și ca acelea umoristici pe care le făcea Ciprian cândva. Și atunci, pentru prima dată, am scos foarte multe documente pe care le-am fotografiat și le-am expus și totodată, atunci, pentru prima dată, am găsit documentul în cărțile bisericești despre nașterea lui Ciprian și a fost, de fapt, o dovadă că Ciprian Porumbescu este născut pe teritoriul actual al Ucrainei. Despre aceasta nu se vorbea nici în țară și nicăieri. Dacă se vorbea că s-a născut la Șipăt, dar unde se află acest Șipăt, nimeni nu spunea. Pentru românii din Cernăuți, Ciprian Porumbescu a fost un necunoscut până la destrămarea Uniunii Sovietice, spune Vasile Bicu, președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Mihai Eminescu. Pentru noi, Ciprian Porumbescu a fost și un necunoscut, dar odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, grație unor oameni deosebiți, cum a fost Constanteanul meu Dumitru Covalciuc, am început studierea, am început familiarizarea cu numele lui Ciprian Porumbescu. Și e foarte bine că astăzi și lansăm și cartea Doamnei Maria Toacă, care vedeți cum se leagă ca la Eminescu de Băiana Vatra Dornei, și încă un loc care este legat de acest nume și bineînțeles, nu putem, vreau să-l amintesc aici pe domnul Arcadie Opaiț, care a insistat și în pofida tuturor opreliștilor a pus placa comemorativă pe peretele Casei Naționale, Palatul Național al Românilor. Dovezi documentare avem că la Iordănești până în 1940, mai ales în perioada interbelică, a existat un cabinet de lectură numit Arboroasa. Și odată ce se numea Arboroasa, acolo se adunau gospodarii satului, cabinetul se afla lângă biserică, chiar în curtea bisericii, se adunau gospodarii satului pentru a pune țara la cale și așa se spunea și acest cabinet se numea Arboroasa. Există la Iordănești astăzi o stradă care se numește Arboroasa. Și în anul 2002, la un an după ce a fost reînființată primăria Iordănești, care a fost închisă pe timpul comunismului, fiind atunci primar Florea Șapcă, fratele Dumnezeu să-l ierte, a reînființat biblioteca Arboroasa, deci prin hotărâre de Consiliu, prin hotărârea autorităților, biblioteca satului de atunci, din 2002, poartă numele Arboroasa. Această bibliotecă, aflându-se în incinta căminului cultural, un cămin cultural, zic eu, destul de nou și destul de modern, în stare bună pentru timpurile noastre, acest cămin cultural poartă numele lui Ciprian Porumbescu. La Consulatul General al României la Cernăuți a avut loc și prezentarea cărții Băianul meu cu inima română, autoare Maria Toacă, dar și albumului muzical Cred în fericire, având o interpretă și compozitoare pe Carolina Jitaru.
Atât volumul respectiv, cât și CD-ul muzical au apărut cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În finalul întâlnirii reprezentanților mediului asociativ românesc din Cernăuți cu doamna Stanca Cionca, strănepoata marelui compozitor Ciprian Porumbescu, artistul poporului din Ucraina Nicolae Hakman a interpretat la vioară renumita baladă.